ChatGPT zice că așa. Noi nu eram în stare. Cum a influențat experiența ta la Berklee College of Music, unde ai fost primul naiz care a absolvit această instituție, direcția ta muzicală și cariera ulterioară? How about that? Asta e pusă de un AI. Mamă, ce șmecher e AI-ul ăsta. Gritare? Cum îl cheamă? ChatGPT. Okay. E moldoven. ChatGPT. Vasile, i-am pus numele. N-am fost doar primul naiz, primul român. Uh-huh. Școala era deja din 1950 sau 40 și am fost primul român în 96. 97. Cred că mi-a schimbat foarte mult direcția, proiecția, perspectiva asupra vieții, pentru că am învățat o grămadă de lucruri de la ei în state. Mai ales la Berklee, unde am avut oportunitatea nu numai să învăț foarte multe lucruri din punct de vedere educațional. Am avut oportunitatea să mă împrietenesc cu o grămadă muzicieni, o grămadă oameni, o grămadă... Adică, asta e cel mai important. Uh-huh. Știi că și Bubu a fost acolo, adică da. Network-ul ăsta care se creează. Cânti în fiecare zi într-o altă sală. Ești cu un vietnamez, cu unul din Venezuela, cu unul din... Am spus toate țările cu V. orașul Varșovia, cu unul din... Exact. Am rămas blocat acum pe V. Fii atent. A doua întrebare, tot de la un AI. Colaborările tare cu artiști internaționali de jazz, precum Chick Corea și Stanley Clark, sunt impresionante. Care a fost cel mai memorabil moment din aceste colaborări? Tu îți dai seama cât a căutat pe net? Da, am avut colaborări cu o grămadă de artiști de jazz. Cred că a fost visul meu. Muzica de jazz pentru mine a însemnat de când eram copil în mediul în care am trăit, în familia în care am trăit. Jazzul era... cultural vorbind, very high standard. Și atunci și eu mi-am propus că ai dorit. Băi, vă arăt eu că o să fac jazz. Și atunci mi-am pus standardul ăsta de când aveam 15-16 ani. Am văzut prima dată pe frații Brecker în România, pe multe frați pe Randy Brecker. Și am zis că o să ajung eu în America și o să învăț jazz. Am învățat, am făcut asta, am ajuns în America. Am realizat niște lucruri prin niște idealuri și niște vise pe care mi le-am propus din copilărie. Dar cred că după asta, chiar dimineața mă gândeam la asta, să vezi cât de intuitiv este ChatGPT-ul. Mă gândeam la faptul că a fost nevoie de o schimbare după aia. Pentru că, după ce ai atins toate lucrurile astea. Nu după ce am atins toate lucrurile astea, după faptul că spun acum toți ăștia și Alice pe prietena noastră de la acum 5 ani, când am cunoscut prima oară, știe și ea faptul că de multe ori ceea ce spun toți specialiștii ăsta, când vă uitați pe TikTok și pe toate postările, spun trebuie să lași ce ți-au spus că ești ca să afli cine ești. Mm-hmm. Și atunci, în contextul ăsta, dacă aș fi fost așa, nu vreau să o întortochez prea rău, înseamnă că eu încercam să fiu cine mi s-a spus că pot să fiu, adică un jazzist sau ceva. Și în esență, poate eu nu eram jazzist, poate eu eram doar ceea ce îmi plăcea mie să fac. Și atunci am făcut aia, am trecut peste aia și am mers mai departe să fac altceva. Okay. Dar am avut niște experiențe incredibile în momentele alea, pentru că mi s-au îndeplinit niște vise, care poate mai târziu n-au mai fost importante. Adică dacă mi-ai spune acum, băi, vreau să cunosc nu știu cu ce jazzman, îl respect la fel pe omul ăla, am tot respectul, dar chiar nu mă interesează, adică mă lasă rece. Mamă. Wow. Da. De duci pe o discuție deep, nu? Că nu vreau să... N-am început deep, suntem ok. Nu vreau să povestesc ce a fost vineri seara. Eu ți-am văzut concertul, m-am bucurat tare mult, dar am mai văzut. Da. Stai să spun ceva din ceva de jazz. Vrei să auzi ceva? Da. Ești tu. De unde e filmarea? De la Pro, era de acum 16 ani. De acum 16 ani? Cineva acum două serii. Wow. Da. Wow. Ai trecut prin foarte multe direcții muzicale. Îți mulțumesc foarte mult, și... Andrei Nicolae, și vineri seara am trecut prin multe direcții și tu. M-am suit pe masă. Da, pe normal, dacă noi cântam, dar tu dansai pentru noi. Nu era normal? Normal, și eu am fost la concertul tău de la sala Palatului și m-am urcat pe scaune.
pac, pac, acolo a fost de la 1 la 10 minus. Nu poți să-ți imaginezi, a fost vineri. A fost extraordinar, a fost frumos, tot așa faci closing-ul. Așa e de fiecare dată, ai văzut ce show fac acolo. Într-adevăr, Și nu mă așteptau, erau nebuniți. E foarte mișto la, la Rasova. Și ne iubesc mult, Da, da, dar la final eu am pierdut partea aia. Pentru că n-am închis ochii sau ceva. Nu, mă dusesem pentru că nu mai puteam. Mă rodea stomacul rău și am vrut să mănânc. Și am urcat și am înțeles că... A, deci nu erai dintre ceilalți care au fost luați cu targa. Nu, păi eu am pus muzică după. A trebuit să pun muzică după tine, Damian. Foarte greu să faci asta după Damian. Dar m-am dus să iau ceva de mâncare și am înțeles că ai deschis multe sticle. Da. Îți mulțumesc și... pentru că vreau să îți zic acum în fața tuturor că înainte, când a venit acea cădiță cu sticle, am luat și una. Dar n-ai aruncat-o? Nu, am băut-o. Damian! Ta. Eu am aruncat vreo 7-8, dar mă rugau. Mă aruncă, Damian! Dă-mi în cap! Damian, uite... Wet t-shirt context. Întreabă cineva, un ascultător, când ai spectacol în Baia Mare? În Baia Mare ar trebui să avem un turneu cu proiectul Meditații la Utărești. Cred că ar trebui să avem undeva pe data de 6, 7 sau 8 decembrie, nu știu. Deci, o să anunțăm pe site. În decembrie. Da. Meditații la Utărești? Da, este proiectul acela nostru, care așa se numește. Și chiar astăzi am aranjat acum cu domnul Cristi aici, pe 26 noiembrie o să avem la Opera Națională Română, ca acum un an. Yes. Dar de data asta se numește Meditații Românești. Meditații Românești? Și ce-i schimbat? Că nu mai sunt la Utărești, sunt românești. O să vezi, e surpriză. Cool! Noi oricum trebuie să pregătim un spectacol, nu? De Crăciun, știu, Damian. Știu. Tocmai asta vorbeam înainte cu Cristi. Să nu mă păcălești. Nu. Nu mă păcălești, trebuie să-l facem, o să fie foarte tare. E prima oară când... Cum să te păcălesc? Adică vine te-am păcălit? Dacă îmi putem și noi asculta ceva din... Meditații românești? Da. De meditațiile Utărești puteți să ascultați. De meditații românești încă nu. Încă nu e gata, auzi. Da. Din meditațiile la Utărești. Păi este pe YouTube. E pe YouTube asta. Da. E pe YouTube deja și are are un real succes. Tu ai un plic de zahăr pe telefonul tău? Sau e machiaj, lip gloss? Da, e lip gloss. Și îl folosește. E foarte bun. Vreau să fac show-ul de ăsta cu nai. Deci să-l scot după aia să cânt. Să cânti la telefon, nu? Nai. Să și scrii pe el. Nai. Ce mai zice ChatGPT? De la ChatGPT avem următoarele curiozități. Cum a fost călătoria în Cuba? Foarte mișto. Nu ne-ai povestit niciodată despre Cuba și mi-ai zis multe povești de-a lungul timpului. Băi, în Cuba, ce ai făcut în Cuba, și ce ți-a plăcut? Am găsit, deci eram într-o vacanță în Miami și am mers în Little Cuba, cum se numește Little Havana. Da, Little Havana, și acolo am văzut niște muzicieni cântând și mi-a venit o idee, zic, băi, vreau să fac ceva muzică țigănească balcanică, să fac proiectul ăsta, Gypsy Cuban. I-am dat telefonul unui prieten de-al meu, îl sun, zic, băi, uite, am o idee, nu știu ce. Și ăla spune, că nu mă vezi? Ia uite-te la mine. Și faci ce zic, unde ești? Vis-a-vis, sunt doar 60 de mile, sunt în Cuba. Nu vin cu ați să facem proiectul? Wow. Și la câteva luni de zile m-am întors în România, am strâns muzicieni și am plecat în Cuba. Și în ziua când am plecat, am pus chiar un... am avut o postare pe Facebook, nu era așa trendy pe timpul ăla, Instagram sau nu mai știu, și am pus o postare, zic, am luat-o de la Alexandru cel Mare. Zice, when you don't know where you go, just... Don't have any expectations, because you may find something that you don't know. Frumos! O să găsești ceva care nu știi. Frumos! Și am plecat pentru 2 săptămâni și, de fapt, am stat o lună și a ieșit un proiect superb care se numește Gypsy Cuban. Sunt acolo, dacă cauți pe YouTube acum, poți să pui și o piesă cum ar fi. Și Araimanu a făcut Gypsy Cuban, ia pe acolo să auzi mișto. Și am făcut toate piesele ale lui Damian and Brothers reinterpretate cu cei de la Bonavista Social Club, dacă mai țineți minte. Wow! Toate făcute cu baneze. Ai înțeles? N-am știut asta niciodată. Da, și a ieșit un proiect super mișto și a ieșit un film documentar. Sunt imensi Buena Vista Social Club. Da. Bine, la fel și tu. Doamne, Damian, ai trăit atât de multe experiențe. Atâtea vieți, draga mea. Da, e adevărat. Da, te gândești vreodată că pare că ai trăit mai multe vieți într-una decât... Pe unde nu le țin minte pentru că eram sub influență, la fel ca tine. Sunt bine. Sub influența muzicală. Unele sunt doar fotografii sau filmulețe de care nu sunt mândru. Și nu, ăsta nu sunt eu. Eu înțeleg, dar și nu-mi schimbat stilul, nu? Ia auziți, fetelor.
Raimani și ai Raimani. Cum de n-am știut de asta? Da, uite ce bine sună. Dragostile mele toate, și Raimani și Raimani. Cine-i vocea asta? Aici era Gicu, aici erau ai noștri. Jumate cu jumate cu ei. Dar ce bine sună! Nu cred că ai putea dormi nici pe alta. Vezi ce GPT a căutat? Nu știu când ai vorbit ultima oară de proiectul ăsta. Nu știu, și-a găsit. Dar cât a durat să faci toată treaba asta? O lună în zile am stat în Cuba. Am luat atunci de la cineva ca să folosesc un termen frumos. Avem voie, Alice? Avem voie, da? Deci am luat de la cineva într-un mod așa, pe sumână, cum ar fi 300 de trabucuri, nu mai țin minte, pentru $20 sau ceva acolo în banii lor. Și după aia pentru $5, pentru 5 cuc de aia sau cum se numește la ei, da? Un butoi de rom dă 150 de kg. Nu pot să cred. Wow. Da. Și cum l-ai cărat? Pe avion? L-au adus băieții, nu mă, la locația, casa cu care aveam închiriată și am băgat o țeavă în el și din ala să turna în continuu. Nu pot să cred. Super. Și veneam în fiecare zi, aveam o vilă de-asta mare, căutam un filmuleț să vă arăt. Și în fiecare zi veneam și acolo era nenorocire. Machială cu asta, era bombă, o super invitată. O lună de zile în Cuba să trăiești foarte așa. Foarte frumos. Dacă ar fi să repeți acum, după atâta timp experiența asta, ce cultură ai alege? Unde ai merge? Cu cine ți-ar plăcea să faci muzică, de fapt? Așa, cine te-ar atrage? Băi, cred că aș face muzică oriunde. Adică, important știi ce este? Să faci ceea ce îți place, adică să simți lucrul ăla că îți place. Și după părerea mea, asta e cel mai important. Adică să faci ceva care îți place. După părerea mea, asta e. Super. Așa este. A venit seara la maratonul lui Nicolae și Damian Drăghici mai liniștit ca niciodată. Da, sunt foarte liniștit. Îți place? Îmi place. Dar ce te-a făcut să fii așa liniștit? Experiența de tine cu vineri seara. Experiența de vineri seara? Până la vineri? Până la vineri, totul era ok. Opa, alo? Da. Ia să vedem. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Rusei Sindro. Faba sală numai. Ah, mulțumim tare mult. Bună seara, vă mulțumim mult. Aveți o întrebare? Am una pentru Andrei Nicolae. Sigur. Viorica Ștefan, când pune și de ce nu pune și de la 1 până de seara, și așa sunt știrile la noi. Dar, adică, nu ține de mine de treaba asta. Om bine. Mulțumim tare mult. Vă dorim o seară plăcută. Îi vom spune că ai salutat-o. Da, mâine cu siguranță. Damian, dar cum sună piesa asta? Nu pot să opresc. Da, sună bine, bine, rău de tot. Dar stai că mai avem aici, văd că se încarcă acum. Pac. Super bine, super bine. Zi-ne ce faci acum în perioada următoare. Asta. În perioada următoare, toamna asta. Ce înseamnă toamna asta la Damian Drăghici? Am terminat ieri, am filmat și o să poate veni și aici la voi să o cântăm. Am filmat ieri o piesă, un videoclip cu Tania Turtureanu. Se numește Te-am iubit. Este o piesă superbă. Vai. Te așteptăm cu ea. Da. Da. Nu știu dacă mai este aici o imagine pe Instagram de la filmarea de ieri. De cine ai făcută piesa? De mine. E compoziția mea și este o piesă foarte... Uite, ăsta e clipul. Mm-hmm. Alb și negru, ca în anii 30. Doamne, e... Wow! Așa. Next level. Da. Next level. După care avem săptămâna viitoare de lansat o piesă cu Doamne în bradă, foarte mișto. E la un album care am lucrat împreună cu Bubu. Da. Mai avem încă o piesă de lansat cu... Doamne în bradă cu Johnny Romano. Yes, Johnny Romano. Bine. Aici s-a lansat băiatul nostru. Mai avem o piesă de lansat cu o prietenă foarte bună, care tocmai astăzi vorbeam cu ea, care nu pot să vă spun piesa, dar este foarte șmecheră. Și doar așa vă dau un indiciu. Da. Foarte puțin este cu această artistă. Păi zic că la radio, Damian, se audă și oamenii. Această artistă, da. Nu văd până acolo. Dar nu mai contează. Las că zicem noi. Da, e foarte mișto piesa. E piesa Tank. Și când urmează să o lansați pe asta? La Vinia? Am făcut-o... La Vinia? Nu. Ca Barlinia. Hai că ai văzut pe story, că au postat pe story cu Șerban Cazan. Acum o săptămână când dansa. Acum o săptămână. Aleargă, face hiking. Wow, cu șefa!
Da, da, da. Deci urmează super. Niște lansări super tari, da, în perioada, da, următoare. Bine, dar să trecem peste. Ai foarte multă activitate și vreau să te întreb așa. Din toate țările pe unde ai mers, toate culturile. Din toate pe care... țările din lume. Jur că la aia m-am ales. Toate culturile pe care le-ai întâlnit. Ce te-a impresionat cel mai mult? Ce te-a schimbat cel mai mult? Ce te-a blocat așa? Băi, dacă stau să mă gândesc la fiecare țară în parte, aici am învățat asta, aici am învățat asta. De obicei, și vă spun sincer, cum voi vedeți aici de obicei, acum, cu toate că Alice e foarte serioasă, chiar nu glumesc. Cred că cel mai important este să mergi într-o cultură unde oamenii sunt extrem de autentici. Asta mi se pare cel mai mișto. Damian a răspuns. Și chiar nu glumesc, adică când mergi într-un loc unde se simte unde oamenii sunt fake, vii golit de... E epuizant. Când mergi într-un loc unde oamenii sunt autentici 100%, te încarci, ești plin de viață, pentru că e autentic. Cuba, de exemplu, nu poți să-ți imaginezi că cât autentic, adică 100% autentic. Moldova. Asta voiam să zic acum. Autentic. Hai, Damian. Grecia, autentic, adică sunt locuri unde nu joci teatru și simți că oamenii nu joacă teatru. Și acolo, când pleci, n-ai vrea să pleci. Ăla-i mesajul, când nu vrei să pleci de undeva, înseamnă că ăla e. Fii atent. Vrei să facem o excursie cu încă, nu știu, 10 oameni? Vrei să adunăm? Nu vrei să fii în excursie cu mine, că e periculos. Ce, mă duci la ayahuasca? Nu. Deci e periculos. Ok, zi, te rog. Vrei să mergem într-o excursie mai mulți? Am impresia că am putea învăța o grămadă de lucruri. Undeva unde n-ai fost, na? Ai fost în Berlin? Normal. Dar Andrei strânge oameni. Eu de Berlin strâng oameni, să știi. Am fost acum o lună zile cu Cristina, cu Andrei și cu Gina. Da, da, la... Am fost la Justin Timberlake. Da. Trebuia să fiți și voi, mi se pare, nu? Da, trebuia, dar n-am mai ajuns. La Berghain, acolo vreau să intru. Da, voi o să fiți cu noi, mi se pare, pe 7. Da, noiembrie, da, așa la... vrem. La Collier. Da, așa vrem. Deci mergi cu mine într-o excursie, Damian. Mergem, dar nu Berlin. Pe bune. Bine. Ceva mai cald, e prea rece. Zi tu o destinație, zi tu alege, una. Dacă alege, știu unde aș merge pe bune, chiar cu mine, da. Da, ca să fie experiența de asta super, super tare. Ulaanbaatar. Asta ce? E, ce ai zis? Există? Unde e? Am crezut că ai făcut o incantație. În Mongolia? Da. S-au sus. Eu am piese mongoleze. Munții din Mongolia. Chiar nu glumesc, adică să simți. Chiar nu glumesc. Da. Sau Uzbekistan. Da. Sau ceva, o țară de-asta, ca să simți, da, super, treaba. Deci ai fost în Cuba cu toată lumea și pe mine mă duce. Ia zi acum, Andrei, te bagi? Băi, eu ascult rock mongolez, să știți. Și nu glumesc. Da, sau caută în Uzbekistan, caută pe Yulduz Usmanova. Ia caută pe Yulduz Usmanova. Dar mie mi-e foarte greu, nu știu cum se scrie. Yulduz Usmanova. Cred că așa se zice. Da, cu Y, nu? Da, sau cu Y. Da. Imediat, până atunci așteptăm să treacă publicitatea asta de pe YouTube. Okay. Poate să ne spună întrebarea pentru următorul invitat. Așa. Asta, da. Cine este următorul invitat? Nu-ți spunem. Nu spunem. Okay. Da. Cine, Yulduz? Nu, Yulduz e The Who, Wolf Totem. Okay. Rock mongolez. Cu Damian Trăchici. Gândește-te la întrebare, Damian, și pui pe piesa asta întrebarea pentru următorul invitat. Asta a fost intro-ul piesei. Încă suntem on air la maratonul lui Nicolae. Suntem mai deep acum. E cu mult vânt. E. Opa. Gândește-te la întrebare, că era moment acum să pui întrebarea. Întrebarea ta pentru următorul invitat, Damian, este... Ce faci primul lucru dimineața, ha? Când stai pe toaletă? Ala! O întrebare extraordinară. Intri pe Instagram sau pe TikTok, nu? Mulțumesc. Dar poate zice altceva. Da. Poate zice ce face pe toaletă. Bun. Asta e piesa, Damian, dau mai încolo. Asta e Yulduz, nu Yulduz, Usmanova. Asta e ce ascultă Andrei, rockul mongolez. Mi-a trimis un băiat la un moment dat, făceam un radio privat pentru o companie, știi? Și mi-a cerut să pun niște rock mongolez și mi-a trimis piesa asta. Păi și atunci înseamnă că tu mi-ai transmit mie, într-o frecvență a lume, călătoria în Mongolia, vezi? Oh, God.
O să mergem în Mongolia. Deci dacă mă văd cu tine în Mongolia, Damian, adică ce-ar mai lipsi pe lumea asta? E bună, vrei să mergem în Mongolia? Ce ai ales? Chiar ar fi o idee bună. Da, dar nu poți să ajungi în Mongolia de vineri pe sâmbătă, nu? Nu mă, dar trebuie foarte să mergem acolo, la închisorile mongolezele. Asta e mișto, că să mergem... Hai, Damian, eu vreau să mergem undeva, vreau, să bem Cuba Libre. Tu mă duci la închisorile mongoleze, dar cu ce am greșit? Las că acolo bem un Mongolia Libre. Dar tu știi că e foarte căutată treaba asta cu Mongolia? Hai să facem o excursie. Perfect. Da, în vacanță. One last trip. Tu ești de la care vrei să mergi la Londra și să mergi la cluburi pe la asta. Dar vin cu mine la Tomorrowland la anul. Da, da. Vine și Monica. Da. Vin foarte mulți oameni la anul. Super. Bine. S-ar putea la anul să cântăm acolo. Ba! Damian, dacă o să cântați acolo, s-a terminat, îți zic. După aia Mongolia o să fie așa. Nimic. Floare la ureche. Deci astăzi am fost foarte cu minte, nu? Foarte cu minte, pentru că te-ai distrat vineri seară, știu. Mă vine să credeți că de cu minte, că de mult m-am cumințit. Da, așa s-a scurs timpul. Da, a fost o discuție liniștită. Noi avem un podcast pe care trebuie să-l postăm, nu? Da. Cu oameni de pe Calea Victoriei, a venit și frigul. Da. Dar ce s-a întâmplat? Ai un nou PR? Ce s-a întâmplat cu tine? De ce? Adică am fost foarte ok, adică cu minte, banii sau valiza, dispare în 60 secunde. Citește de pe masă. Da, sunt exact canalea sunt la fel canalea, din caile în cale, ca să mă comport. Adică voi puneți tot felul de întrebări nebune și eu mă uit și zic că, da, bineînțeles. Așa e podcastul, să știți. Radio Play. Așa e podcastul pe care l-am făcut. Așa l-ai făcut oameni da, și cu mine. Bun, Damian Drăghici a fost la maratonul lui Nicolae. Te pup și te iubesc și te respect extraordinar de mult. Pentru tot ce faceți voi, vă iubesc foarte mult, să fiți sănătoși, aveți grijă de voi și nu uitați, Mongolia. Da.